Dian Popescu susține că se aștepta ca diferența de voturi dintre el și Radu Angheloiu să fie mai mare. Scorul a fost destul de strâns. Recunosc că mă așteptam la un scor mai detașat. După cum știți, am declarat permanent pe posturile dumneavoastră de radio și televiziune că voi câștiga din primul tur, dar vreau să mulțumesc celor care m-au votat și să aibă tot respectul meu pentru promisiunile care le-au făcut ante campanie, ante vot, dar vreau să le mulțumesc și celor care nu m-au votat. Nu este vina lor că nu m-au votat, este vina mea că nu m-am făcut înțeles și n-am putut să-i conving să mă voteze pe mine. Angheloiu se află însă pe lista vicepreședinților PNL Gorj, alături de primarii Mihai Mazilu de la Târgu Cărbunești, Ștefan Fosuescu de la Polovrăci, Dumitru Vulpe de la Câlnic și Constantin Bobaru de la Bumbești-Jiu. Se încheie un ciclu în Partidul Național Liberal, începe altul. Pe mine tot aici mă veți găsi cu același aplomb și aceeași risipă de energie, alături de nou președinte. Sperăm în rezultate foarte bune la competițiile electorale care urmează. Alegerile județene nu au mulțumit însă pe toată lumea. Ion Răuț amenință acum cu demisia. Toată conferința asta a fost un fiasco, un simulacru de conferință cu bătaie de joc. Adică? Păi, voturi însemnate, voturi marcate, voturi în toate felurile. Adică vă dați demisia sau... Păi mai mult ca sigur. Din partid? Din partid, din orice. Atenție, eu am spus... Ei, în viața politică, chiar așa, nu. Lăsați că mai sunt și locuri în politică unde se poate face politică. Din punctul meu de vedere, domnul Răuț trebuie exclus din Partidul Național Liberal, conform statutului articolul 21. Voi face un referat către Consiliul Național Executiv. Este singurul for statutar care poate să aplice statutul, să-l excludă, și va fi exclus cu siguranță. PNL Gorj are în total 9 vicepreședinți.